Procentul de promovare la simularea examenelor naționale este unul destul de scăzut în Mehedinți. Potrivit reprezentanților inspectoratului școlar, 46% din candidați au avut medie de trecere. 5 licee au obținut un procent de promovare între 0 și 5%. Nu la fel stau lucrurile în ceea ce privește simularea evaluării naționale. Elevii de clasa 8 au reușit un procent mai mare de promovare. Rezultatele simulărilor examenelor naționale puteau fi mult mai bune. Doar 3 licee din Drobeta-Turnu Severin au avut un procent de promovare de peste 60%. Cele mai bune rezultate le-au obținut elevii de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica, Colegiul Național Traian și Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja. Am avut o prezență de 53,65%, promovabilitatea a fost de 45,98%, avem 4 licee cu promovabilitate peste 50%, dintre care liceul de pe locul întâi ca promovabilitate are un procent de 73,76%. Sunt 5 licee care au o promovabilitate foarte scăzută, cu un procent cuprins între 0 și 5%, iar restul liceelor au o promovabilitate cuprinsă între 12% și 50%. În ceea ce privește rezultatele simulării evaluării naționale, lucrurile stau mai bine. Mediile de trecere sunt mai multe aici. Printre unitățile de învățământ cu rezultate deosebite se numără școala gimnazială numărul 14 din Drobeta-Turnu Severin. Este un procent destul de bun. Școala noastră are 85 de elevi în clasa 8-a în acest an școlar. Prezența a fost 100%, nu a lipsit nimeni la aceste simulări privind evaluarea națională, iar ca și procent de promovare al celor două probe este o 84,91%. Este un procent destul de bun și ne încadrăm în tendințele noastre din ultimii ani. Inspectorii școlari spun că rezultatele vor fi analizate în școli, iar acolo unde este cazul, se vor desfășura activități intense de pregătire pentru ca elevii care au examene în vară să le promoveze.